Podcastul Cătușelor a avut în joc câteva premii importante. În primul rând trebuie să vă spun că sunt 9 date-uri în afara casei Mireața, da? Adică practic toată lumea a câștigat. 2 ieșiri la spa, 2 ieșiri în club, 2 ieșiri la film, 2 ieșiri la shopping, evident supravegheate, dar nefilmate, da? Va fi cineva din echipă cu voi ca să nu mergeți singuri să vă rătăciți. Și pe lângă aceste premii, 3 jocuri. Despre jocuri nu vă spun nimic, sunt în acest plic, o să las plicul aici și mâine o să le deschidem împreună. Acum, o să trageți ordinea la sorți în care veți alege și vă hotărâți ce vreți, da? Zis și făcut, premiile erau o tentație pentru toată lumea. Deci, dintre jocuri și club. Ce vrei, inima ta? Păi nu știu, că nu știu ce este jocărul ăla. Vreți să mergem pe joker? Da. Mai stai 10 minute și gândește. Ne-am ales joker amândoi, din prima. Deci de aseară, la noi e jokerul. La noi e jokerul, da. Și eu am ales tot joker. Și tu ai ales club. Dă-mi hai de club. Ce am eu club? De 3 merg în fiecare zi în club aproape și mă duc și în aveți club să mă eu merg de 12 ani și nu mă plictisesc. Cum ai? Te rog, mi-am salamă de așa știți. Dar chestia e că oameni sunt mutat pe tece în ce altceva, știi? Asta era ideea. Andrada deja își făcea planuri ce premiu ar putea obține. Depinde ce număr ies eu la extra de reșale. Dacă reușesc și n-au luat nimeni jokerul, iau ăla. Dacă nu, mergem la shopping. Vezi dacă merge jokerul ăla. Dacă nu, ia shopping-ul, clar. Măcar ne mai plimbăm. Rând pe rând, fiecare pereche anunța premiul spre care se orienta. Mergem pe joker. Noi mergem pe... Joker. Un shopping. Joker. Ce dracu faci cu jokerul tu? Aleg un spa. Urât. Pentru ce alegi jokerul acum? Din ambiție. Ai făcut urât rând de tot. Alegem spa. O să luăm clubul. Club. Noi alegem clubul. Alegem clubul, mulțumim. Alegem film. Dar de ce ai ales tu jokerul? Știind că eu aseară am luptat pentru joker cu el? Pentru că și eu l-am luptat aseară și am fost mărușate. Te-ai pus și ai dormit. Asta ai făcut la task-ul ăsta, ai dormit. Asta a fost schema lui. Da, Cristina, important e că mergem. S-a supărat și are dreptate, dar într-un fel sau altul acum am stres tot numărul. Dacă aseară a băgat filmul, nu exista problema asta. Da, da, dacă ții puțin așa cont, stânga și în dreapta, în fine, fiecare, gata, fiecare face ce vrea. Ai dreptate, știu. La revedere, nu te bag în seamă azi. Azi? Nu, ai dreptate. Ai azi? Ai mâine dreptate. Vorbim, azi nu vorbesc cu tine. Oricum știu ce e în capul tău, ai dreptate. Ce ai făcut? Le-a luat jokerul. Asta a făcut. Păi, dar noi l-am luat eu. Eu am fost ultima care a extras numărul. Eu am fost ultima care a extras numărul. E normal să se oftice că ei ori vrut jokerul ăla, ea e singură, ei sunt un cuplu, ce vrei mai mult? Au dreptatea lor, dar eu am fost ultima care a extras numărul. 4. Da. Sunteți amărâți, vai de steaua voastră. Ce să... Auzi, tocmai ziceam la Albert că... Dacă, de exemplu, să lumerească jocul să fie o noapte la hotel. Da, ce dar și picau ăștia care, ascultă-mă un pic. Nu o să fie o noapte Cristina, la hotel, ai fi serioasă acum. Doamne, și ăștia care n-au cuplu, și dorm o noapte la hotel, care n-au cuplu. Păi nu-i păcat de hotelul ăla. N-ai cum să fac schimb. Nu-i păcat de oamenii aia că muncesc să aranjeze pătura aia. E păcat de oamenii aia. E păcat de oameni, mă. Și oamenii aia care dau un salariu degeaba la oamenii aia. Exact. Nu, pe bune. Și nu știu cât e mare salariu, să zici că... Da. Mă, na. Și cerceafurile alea arătate frumos dar acolo. Dar tu așa, ce-ai gândit-o tu când noi toți la masă acolo am vorbit că am luat jucărul de-aseară? Și toți au fost de acord să ne lase și nouă, gen. Ok, da, am înțeles. Ok, tu dar ce eu ce v-am spus la masă? Cine ai spus? Că dacă extrag număr în fața cuiva, eu îl iau. Și faci ce cu jucărul ăla, că ești cu Albert. Dar n-ai domn să știi, mă, ce e jokerul ăla. Poate jokerul ăla e o ieșire în parc. Da. Să dea Dumnezeu. Dar n-ai domn să știi, mă, ce e. Și plus de asta, plus de asta n-a ales doar ea ăla. Păi stai, mă, Cristian alesese Laura pentru ei și la Liviu a ales jokerul. Cine a ales jokerul? Au fost de aseară. Hai că te iau și eu așa. Eu așa aseară. Tu ce ai ales aseară premiul? Au fost așa, aveam între spa și shopping, atât mai rămăsit aseară și am luat shopping-ul, că la spa ce să fac? Mersi. Și acum am fost ultima care a extras din cutie și am extras numărul. Schimbați-le, mă. E ok, n-ai voie să le club, ne distrăm. Du-te la joker. Îmi convine și cu Blau, adică că mai văd și o lumea pe care o știu. Dacă mă întâlnesc cu cineva. Mi-a luat chef. Să mor eu. Nu mai zic nimic.
Este un concurs ultra. Dar ce-ai făcut ambiția asta? Putem să știm? Nu eu am ambiție, pur și simplu am extras un număr înaintea lor. Da, dar tata lumea a ales ce s-a discutat la masă. Eu la masă ce-am spus? Că dacă extrag un număr în fața lor, îl iau. Bă, oarecum e corect, na, ce-a făcut. Numai dacă, na, numai, oricum, e în concurs aici, până la urmă. Asta am zis. Vorbeam al alter de fair play, nu exact așa ceva, mă. Și ăsta e doar începutul. Da, ai făcut așa, Cristina, gândește-te și tu un pic. Stai puțin, că s-ar putea nici să nu mă ducă, vineri plec. Gândește-o și așa. Măi, exact, e un date pe care, în care oricum nu știi, mă, ce se întâmplă. Poate să fie, cum a zis el, plimbare în parc. Da. Adică la celălalt mergi la sigur. Adică îți dă tați de 12 ore pentru plimbare în parc. Hai mă, fiți serios, mai fiți. Mă, la celălalt mergi la sigur, mă. Eu pe de-o păi parte... asta e aiurea, mă, că mie nu-mi place să merg chiar la sigur, mă, era mișto. Da, mă, nu știu, mă, frate, sunt prea multe discuții pentru... Na, o să vedem și noi ce va fi. Bătaia a fost pe Joker și nu știați ce e. De ce să nu mai spui nimic? Dar ce credeai că e? O noapte la hotel? Nu, neapărat. Hai să spulberăm acest mit, pentru că prima noapte la hotel o să fie de-abia. Prima e, cred că, la task-ul cabinei telefonice, care se face mult încolo, mai spre vară, așa. Nu, dar vă zic așa, că pentru toți cei care ați pomenit noapte la hotel. Și evident, în cazul în care vă logodiți, când o să fie cazul. Dacă vă logodiți, dacă unde ești, Alex? Dacă o ceri? Normal. Ai făcut mai repede pasul. Nu, dar nu, vă dați seama că doar nu... Da, exact. Deci asta cu noaptea la hotel, să o scoatem câteva luni din discuție, că nu este cazul. Cât despre ceilalți jokeri, au fost trei, da? Cred că sunt acolo un plic. Cine mă ajută? Cine mi-aduce și mie plicul? Așa, mulțumesc, Valeria. Bine. Andrada, de ce ai vrut joker? Am vorbit, erau două de ales, între două, că eu la spa nu vreau. Mi-a dat trei variante, am ales. Păi mai erau și film, și... Nu, la film nu vroiam, le-am eliminat. Și shopping. Nu că am făcut o ambiție, pur și simplu am ales. Păi după ce rău? Ce, mai tare, Alexandru, dacă vorbești în barbă, păi nu mai zi, nu vorbești, dar vorbești în barbă, vorbește tare că nu te auzi. Da, n-a fost ambiția, a fost o plăcere. Nu mai zi nimic, lăsa să fie sănătos. Dar poate că l-a luat gândindu-se că e ceva care se poate să o salveze. Da. Fiind în această cursă. Voi n-ați fi făcut la fel dacă ați fost în cursă și ar fi fost un joker în joc? Nu știu că nu sunt în situația aia, mulțumesc Dumnezeu că sunt bine. Și aia e. Să fim sănătoși toți. De ce spui că nu, Cristina? Crezi că a făcut-o intenționat? A fost o ambiție, de-aia e sigur. Pentru că am vorbit cu seara înainte de Joker, am vorbit ieri toată ziua de Joker. Și am vorbit toți la masă. Și toți au fost de acord să ne lase nouă, chiar dacă am tras numărul 8, au fost de acord ca ultimul Joker să luăm noi, toți de aici. Și ea s-a dus și a cerut Jokerul. Tot fiind, ce să-i mai zic? Să se bucure de el. V-ați înțeles înainte și tu pe ultima seară de metri te-ai sucit? Nu, eu i-am spus. Nu, i-a stat în umbră acolo. Mie nu mi-ai spus nimic. Am spus la masă. Eu nu știam că o să-i Jokerul. Am spus. Și voi ce ați ales, dacă nu mai Clubul, ce să mă... Clubul! Bunții, bunții! Ce e rău, bunții, bunții! De fapt, foc, aveți în fiecare sâmbătă seara. Ce am să... vrut clubul, da? Păi, dar la film! Uite, e frumos la film! Și aici ne uităm la film. Da, dar nu e la mall, cu popcorn, fără camere. Spa? Nu-ți place? Shopping? Bugetul mic. Bugetul mic, da. Voi ați ales? Joker. Eu am ales Joker. Dar ce crezi tu că e Joker? Nu știu, eram foarte curioasă și de fiecare dată îmi place tot ce e nou. Vă arăt, aveți primul Joker, nu? Da, am tras primul și cu o seară înainte și ieri. Ok. Iuliana și Liviu l-au tras pe al doilea și o să vedeți că l-au și consumat, dar nu îl spunem, stai puțin să-l anunțăm. Așa, voi... Noi vroiam la club și acum mi-am dat seama că dacă Cristina ar fi luat Jokerul, rămânea
clubul și puteam noi să luăm. Vezi, vine mai mi-am dat. Ai distrus două familii, nu la. Da, mergem la filmie. Păi și nu trebuie să schimbi ați între voi acum, nu mai merge. E, na, serios? Nimeni nu. Așa, Andrada și Albert am înțeles Joker. Delia? Noi mergem la spa. Inițial am vrut să alegem Jokerul, dar am considerat că Cristina și Alexandru merită mai mult. Ok. Maria și Albert? La club. La club. Khaled cu Laura unde? Shopping. La shopping. Și Eliza cu Cristi sau da, cu Dedeș? Da, cu Cristi. Unde mergeți voi? La da. Spa. La spa. Foarte tare. Hai să vă spun care e treaba cu Jokerul. Ca să vedeți dacă a meritat lupta sau nu. Cearta sau nu, da? Așadar, primul Joker este al Laurei cu Cristian și aveți așa, Jokerul numărul 1, masă cu familia în oraș. Ah, ce tare! Cu familia de acasă, atenție! Mișto! Foarte mișto! Da? Cu soțul, doamnă. Mai e frați, surori? Mai am o soră, da. Cu sora? Cu 11 ani. Păi și foarte bine. Laura? La mine, dacă poate să vină mama. Unde e mama? În Vălin, dar lucrează. Ei, găsim cumva să poată, da? Jokerul numărul 2, care s-a și consumat astăzi, o excursie la munte și un... Picnic. Picnic, ați fost la picnic. Sper că n-a fost așa de urât ca aici, că știu că la munte era... La multe era soare, nu? Da. La... Nu a fost chiar soare, era așa... Era ascuns soare, ca să poată filma, a fost chiar perfect. Lasă, ca să lasă filmarea, era important să vă simțiți voi bine. Așa. Și Jokerul numărul 3, respectiv premiul Andradei cu Albert. Albert, o excursie la mare și o cină. Eu mă duceam și acasă. Vai, fată, ce-ai făcut? Apă cu mine. Să te duci dar nu, te, nu să te duceai la acasă, că nu era... Să simți mirosul sării, nu? Ia duce și ei o sticlă de apă de mare. Nu-mi doresc. Și niște nisip sau o scoică. Da, nu știu dacă vă bucură, nu vă bucură, dacă voiați mai degrabă un film sau un spa sau un shopping, dar, mă rog, a fost altceva. Altceva față de ce s-a dat sezonele trecute. În sezonele trecute era așa, un film în casa Mireasa, o somn împreună, niște junk food, că m-au mai cerut și junk food, așa probabil de poftă. Bine, luăm o scurtă pauză, după pauză...